Și un Citroen argintiu sau bleu, Costică George, 937. Pietonii spun că atunci când ies în oraș trebuie să fie foarte atenți la traversare, întrucât mulți dintre conducătorii auto încalcă cu bună știință viteza legală. Da, mai ales cei tineri bravează. Bravează, mai ales când îl cumpără părinții câte o mașină așa, și atunci absolut că merg cu viteză. Alții merg cu viteză, alții merg mai puțin cu viteză, dar în general merg cu viteză, să știți. Sunt periculoși? Absolut periculoși, dar nu se știe că sunt periculoși, pentru că dacă ei merg cu viteză excesivă, nu înseamnă că sunt periculoși. Accidentele de la, numai de la viteza, care nu țin cont șoferii, dar asta se întâmplă. Depășiri neregulamentare, viteze excesive, astea sunt, să știți. Merg și băuți la volan. În timpul unei acțiuni organizate de polițiști pe drumurile din județ, mai mulți conducători auto s-au ales cu amendă. Timp de o săptămână, polițiștii rutieri au acționat pe raza județului Vaslui pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Astfel, în acest interval de timp, au fost depistați 527 de conducători auto care au depășit limita legală de viteză pe sectorul de drum pe care circulau. Mai mult, pentru 15 dintre aceștia, a fost luată ca măsură complementară suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile, în condițiile în care au depășit limita legală de viteză pe sectorul de drum pe care circulau cu mai mult de 50 km la oră. Totodată, polițiștii au întocmit 3 dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 de grame pe litru alcool pur în sânge. Într-un top al cauzelor producerii accidentelor de circulație, viteza excesivă se situează pe locul al patrulea. În primele 6 luni ale acestui an, pe raza județului Vaslui au avut loc 64 de accidente de circulație grave, soldate cu decesul a 14 persoane și vătămarea corporală gravă a 57 de persoane, ultimul și cel mai grav, care a avut drept cauză viteza excesivă, coroborată cu un consum mare de alcool, s-a produs în apropierea localității Codăiești. În urma acestuia, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două sunt în stare gravă la spital.